Peste 1100 de contestații au depus absolvenții de liceu buzoieni nemulțumiți de notele obținute la bacalaureat. Matematica a fost materia cea mai contestată. Peste 400 de elevi au solicitat recorectarea lucrărilor la această materie. 334 de absolvenți au solicitat recorectarea lucrărilor la limba română, 144 la biologie, iar la istorie au fost depuse 76 de contestații. După afișarea rezultatelor probelor scrise de la examenul de bacalaureat, s-au depus un număr de 1107 contestații, predomină cele de limba română, matematică și biologie. Acestea se vor recorecta într-un centru dintr-un alt județ, urmând ca pe 13 iulie să fie afișate rezultatele la aceste contestații. Rezultatele la prima sesiune a examenului de bacalaureat s-au afișat duminică, iar contestațiile au fost depuse ieri. În Buzău, 50,21% din cei 3800 de elevi au promovat bacul. În topul național, județul Buzău, clasându-se pe locul 6. Lucrările la care absolvenții de liceu din Buzău au depus ieri contestații vor fi recorectate în județul Vrancea. În total, în țară sunt 16 centre regionale de corectare, printre care și Buzăul.